bine m-am regăsit la Epic Army. Ce mai faceți, ce mai spuneți? Foarte bine și eu. M-am trezit pe la 9 dimineața și până acum la vreo 10-11 m-am gândit să filmez un clip. Așa că hai să începem clipul de astăzi. Dar bine, uite, o să încep clipul de astăzi în forță. Ce? Nu mă credeți? Pe bune, frate, chiar încep clipul de astăzi în forță, în forță mare. Suficientă forță cât să doborâm și un camion. Asta. Ce-ai pățit, mă? S-au urcat cumva fumul la cap sau ce? Pentru că reacția ta e demnă de Ninja Warrior sau Asia Express. Niciun caz de chestia asta. Bă, și mă întreb, ce mai poate să faci în viață să ajungi să te apuce nervii încât să te dărâmi un camion? Adică pe mine mă doare spatele când ridic o masă grea și ăsta ridică un camion! De parcă nu e prima oară când o faci, e a treia oară când o faci. Asta. Da, bun, și acum haideți să vă arăt cum se fac temele în mod normal. Atenție! În mod normal! Iure! Cred că după clipul ăsta mă duc și îmi fac temele de plăcere. Chiar așa, frate, am temă la mate. Iure. Următorul clip ne prezintă probabil momentul acela când viața te cataloghează ca fiind un om pierdut. Și nu, nu e vorba de oameni pierduți în pădure, ci e vorba de oameni pierduți moral. Dacă cineva te întreabă, de exemplu, tu câți ani ai, tu îi vei spune vârsta care o ai. Adică, de exemplu, salut frate, câți ani ai? Am 17 ani, mersi. Dar ce faci dacă îl întrebi pe unul câți ani are sau în ce an este născut și el îți răspunde așa? Până la urmă, zi adevărul. Mă, atât am! Cât ai? 21 am. 21 de ani? Da. În ce an ești născut? Păi nu știu, n-auzi? Cum nu știi? Păi nu știu în ce an sunt născut, dar atât am. Bă, tu par de mai mult, mă, de 30-40 pari. Bă, să fie al dracu dacă n-am atâta, na? Pe ochii mei dacă n-am atât, na? Bine, mă, fie cum zici tu. Păi să fie ala cu ochii lui dacă n-am atâta. Voi vă dați seama că noi în așa societate și lume trăim, plină de oameni disfuncționali și penali, care, culmea, au ajuns să ne și conducă. O, fratele meu! Alo, da! Alo, ce faci, fratele meleu? Uite, bine, sunt pe aici, pe acasă, tu ce faci? Da? Bravo, frate! Bă, te-am sunat să te întreb, vii la ziua mea? Sigur, frate, ne vedem! Păi, dar așa fac prieteni, asta fac băieții, păi da? Da, de curios, câți ani faci? Uite, fac 21 de ani. O, 21, mulți înainte! 21 de ani, asta înseamnă... În ce an ești născut? Ce? Păi, în ce an ești născut, dacă ai 21 de ani? Păi, da, nu știu în ce an sunt născut, dar știu că am 21 de ani, adică, da, adică, na, toată lumea are o vârstă, adică, am 21 de ani de... o veșnicie, adică, habar n-am care-i treaba, sau ce vrei tu să fac acum de la mine? Păi, cum adică nu știi, dar de unde știi atunci că ai 21 de ani, dacă tu habar n-ai în ce an ești născut? Păi, da, nu știu, na, auzi că nu știu. Bă, da, ok, bine, hai, las-o așa, bine, deci la ce oră vrei să vin? La ora 8, dacă vrei. E bine, mersi de invitație oricum, bine, la mulți ani să vii sănătos, hai, salutat, pa! Bine, frate, hai, să trăiești, noroc!
Pa, pa. Doamne ferește. Ăsta știe că are 21 de ani, dar habar n-are nici ani născut. Deci n-ai cum, mă, n-ai cu cine, ce să mai, ăștia suntem, na, ce... Nu se poate, mă, așa ceva, e imposibil să nu știi în ce antenaj, bă, dar tu să știi că ai 21 de ani. Doamne ferește. Bun, hai să mergem mai departe și să spălăm niște haine. Doar că nu e ceea ce pare. Dai noi la model! Dila! Mașina aia de spălat, mă. Eu cred că asta e mașina țiganilor. Dacă pentru noi mașina noastră este Dacia, care merge pe benzină, pentru ăștia este Indesit, care merge pe cargor lejer. Dedic tuturor celor care după o serie blanao de băutură le intră manea mai de suflet. No sun will shine in my day today. Și ultimul video de astăzi este despre o pisică care s-a săturat și asta de moda selfie-ilor cu bot. Sincer, și eu după o vreme m-aș plictisi să văd toată lumea că își face poze numai așa. Și aș acționa și eu la un moment dat, dar nu la fel de bine ca ea. Iar cu poze de-astea cu bot? Doamne ferește, la cât de urâtă ești mai pui și poze cu bot? Pleacă Dacia cu pozele tale tot! Dragii mei, ăsta a fost clipul și de astăzi. Sper că v-a plăcut și clipul de astăzi. Eu mă opresc astăzi aici. Acum, dacă v-a plăcut, uitați să împărțiți clipul peste tot, să vă abonați și să apăsați și clopoțelul de lângă subscribe pentru a fi la curent cu tot ce postez. Eu am fost Bogdan, mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem data aviatoare. Ciao!